poate centra Voicu. O face, apare un Ducu, sare însă pe sub minge, șut, gol! Petit marchează cu un sfert de oră înainte de finalul partidei. Narcis Bădic a părut surprinzător în careul Asprei. Pedepsește apatia în joc a echipei lui Dorinel Munteanu și se repede în brațele galeriei pentru a se bucura de această reușită. Vom avea un final de meci cu totul altfel, dragi prieteni, după ce Bădic deschide scorul. Bucurie imensă, enormă, aici la Iași. Centrarea lui Ionuț Voicu l-a depășit pe Omonducu, însă a părut bine la dublajul. Bădic a marcat simplu, organizând un ultimul. Încă o dată aceasta, Chile Mihalache, lângă linie. Voicu scoate un adversar din joc prin acea preluare cu capul. Centrarea se ajunge în capă, stop pe piept și disparat cu piciorul stâng. Iașiul marchează al șaptelea gol din acest retur, fără să primească vreunul. Și este la un sfert de oră de o a patra victorie la rând.